Bună, bine ați venit pe canalul meu de YouTube Moruș by Oana. Numele meu este Oana, dacă nu știați. Și astăzi o să vă prezint un mic review. Este vorba despre un produs pe care așteptam cu nerăbdare să-l cumpăr de câteva săptămâni, deoarece este un produs indispensabil pentru mine, pentru că nu prea am gene, v-am dat un mic indiciu, și este vorba de un mascara care se numește Monsieur Big de la Lancôme. Este un nou mascara pe care l-au lansat Monsieur Big. Nu știu dacă este deja în România. Eu l-am cumpărat din Franța, din Sephora, la prețul de 27,95 € sau ceva de genul, în jur de 28 €. Nu este un produs foarte ieftin, dar cum în general nu găsesc un mascara care să-mi placă și care să-mi dea un volum cât de, nu neapărat natural, dar cât de cât natural să nu am genele care se lipesc între ele. În mascara îmi place să investesc mai mulți bani decât de obicei și să vedem cum se comportă. Am văzut foarte multe reclame la acest produs, mai ales în străinătate. Tubul arată așa. Aceasta este periuța. Și o să-l aplic numai decât să vedem ce iese. Acesta este mascaraul după o aplicare, să zicem. Îmi place foarte mult pentru că se vede deja o diferență enormă. Ochiul fără mascara, ochiul cu mascara, Monsieur Big. Și să continuăm mai departe, mai aplicăm puțin. Aceasta este a doua aplicare, diferența dintre ochiul fără mascara și cu mascara. Pentru o primă impresie îmi place foarte mult, dar foarte, foarte, foarte mult. Pentru fiecare ochi am luat produs o singură dată și am încercat să construiesc intensitatea și volumul. Este foarte ușor de aplicat, îmi place foarte mult, nu a durat foarte mult timp să aplic 10.000 de straturi de mascara ca să obțin acest volum și arată foarte frumos, mai ales pe genele mele, adică pe ochii mei fără gene în general. Pentru moment, pentru o primă aplicare, pentru prima încercare, îmi place foarte mult, îl recomand, dar să vedem cum se comportă de-a lungul zilei, de-a lungul zilelor, săptămânilor. O să revin cu un final thought, să zicem, cu părerea mea finală, dacă merită într-adevăr sau nu. Pentru moment îmi place foarte mult și o să continui să-l folosesc în fiecare zi ca să vedem cum se comportă, cum se folosește, dacă se usucă repede, dacă nu se usucă, dacă mici particule cad pe față de-a lungul zilei. Depinde, sunt mulți factori care pot influența o părere finală, bineînțeles. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like sau un mic share și, bineînțeles, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Moruș by Oana. Și aștept cu nerăbdare sugestiile voastre, ce anume ați vrea să vedeți mai departe, ce fel de produse ați vrea să... Poate să fac un review sau ce tipuri de machiaj ați vrea să vedeți. Aștept toate părerile voastre și ne vedem în curând pentru un nou video. Bye, bye!